Doamnelor și domnilor, haideți să-l primim cu aplauze puternice pe al nostru jurat, Vio! Da, eu sunt! Ce... Salut, Costel, Teo, și tu! Aha! Ce face? Da, eu sunt! Ce-ați rămas așa, mască? Ești gata! Bravo. Bun, am venit să vă spun despre viața mea. Asta fac, vă spun despre viața mea. Eu am o soție cu doi copii cu mine și e foarte frumos. Problema la noi e că noi stăm tot timpul împreună. Și când zic tot timpul, zic tot timpul. Că dacă eu am meseria asta, am treabă de obicei seara în weekend, soția nu face nimic că a făcut copii, nu? S-o las în pace până fac 18 ani, copiii nu fac nimic că nu suntem în China, așa că... Noi toată ziua stăm acasă. Stăm în casa aia, acolo, efectiv, așteptăm să murim. Asta face. Stăm acolo unii cu alții, mai mergem la supermarket, luăm chestii, le ducem înapoi în bârlog. Noi asta facem în viață, cărăm chestii în bârlog, nu? O, azi e joi, hai la Lidl! Pentru că acolo găsim toate produsele la cele mai bune prețuri. Bun, foarte... Și problema nu că stăm împreună, problema e că suntem și mulți în casă. Mulți. Eu, soția, doi copii, avem și trei câini! Cu trei mai mult decât mi-am dorit eu. Că a zis soția, nu vrei să luăm un câine? Zic, nu vreau, de ce am luat? Așa că a luat trei. Eu am zis nu la unul, n-am zis nu la trei. Mulțumesc, Teo. Și soția mea, pentru că e un suflet minunat, a venit acasă la un moment dat cu încă un câine. M-a găsit ea un câine și l-a adus acasă. Și deja era legătură între ei. Își pusese nume, i-a zis Luc, că l-a găsit la Luc. Și hai să-l păstrăm și pe Luc. Și am fost, bă, dă-l încolo, nu mai vreau, ce să fac eu cu încă un câine în casă. Și a găsit ea pe cineva să-l țină pe Luc și îl ține. Dar pentru asta vă jur, eu dau 350 de lei pe lună, vă jur, 350 de lei din banii voștri, dau pentru un câine pe care l-am văzut două ori în viața mea. Dar eu fac asta, eu tot timpul, toată viața mea am lăsat de la mine. Zic, bă, lasă-mă, bă, lasă-mă de la mine. Pe de altă parte mă gândeam, eu după ce mor, vedea dacă n-ajung în rai, eu fac scandal. Și zic în rai, în secțiunea premium. Nu cu voi restul pe pagiște, eu vreau la ultra all inclusiv. Da, 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 cu toate nebunile din lume și cu târfe din iad. Da, da, da. Nu, nu mi-aduci tu, Virgine, să fie la modul, stai ușor că mă doare. Toată viața m-au zis, stai ușor. Pe de altă parte, nu-i logic, dacă tu ca bărbat, nu știu, ca femeie, că nu prea am fost, nu știu. Dar ca bărbat, dacă tu ești decent pe pământ, ești decent și faci ceea ce trebuie, ceea ce teoretic trebuie, că nu știu dacă e bine, adică n-ar trebui în rai să ai bagaboante și cocaină? Nu? Ce ar trebui să mă bucur la lapte și miere? Mă, pe lapte și miere le-am avut și la Lidl. Asta zic, în rai să ai bagaboante și cocaină și în iad să ai o familie. Că mă gândeam, nu mă, poate ajung în iad. De la gluma asta poate ajung în iad. Sincer, nu mă sperie că mă bagă la cazane. Că așa am și eu timp de mine. Cel mai mult mă sperie că o să-mi dea 5 copii, stau cu ei toată ziua. Nu să fiu atent să nu se frigă. Nu să fiu atent să nu se uite când... cineva. Nu că asta e în iad, nu? Ați fost în iad? Hai să aplaudi! Uite! Chiar s-a aplaudat! Jesus, eu cred că am fost! Eu am trei copii, am o idee! Și a fost acum, nu știu, vreo două luni sau trei luni, nu mai știu când a fost ziua feței noastre. Nu contează, că oricum nu verifică nimeni datele astea. A fost ziua feței noastre și am pus-o acolo în pat să o culc. Și așa de nicăieri îmi zice, tati vrea un hamster. Eu n-am schițat nimic. Ia din nou, tati vrea un hamster, eu nimic. Speram că e că la urși. Dacă stai nimișcat, poate te las în pace. De aia nu, a venit, m-a mirosit puțin, a văzut că respir. Tati, vreau, tati, ia și culcă-te că ești obosit, vezi că delirezi. Vrei hamster, asta mai trebuia mie hamster. Și presupun că vorbise și cu maică-sa. Ca a doua zi vine soția la mine ce trebuie să mergem la pet store să luăm un hamster.
Și am fost, bă, femeie, dar gata cu animalele în casă, dă-o încolo, le avem pe astea două. Avem aia trei câini. Îl avem și pe lucru, la facultate. Știi, a fost la modul, bă! La modul a fost, gata, am pus piciorul în prag și am zis, bă, nu! Așa, ajungem la pestor. Ne ducem spate acolo la șobolani. Că nu știi care e hamster, care e șobolan. E o orgie de rozătoare ce e acolo. S-a dus, i-a văzut acolo patru. Unii intrații din prima și zicea din prima și patru. Păi ești prost, patru? Dacă-s mici, dacă moare unul să nu se vadă. Până la urmă, am reușit să o conving să nu ia hamster în ziua. Am fost foarte mândru că n-a luat în ziua aia. În schimb, când eram plecat în turneu, muncesc pentru banul meu, știi, numai... Erau plecat în turneu. Când m-am întors, ce am găsit acasă? Mâncava gura voastră de oameni care mergeți la lit. Am găsit doi porcușori de guine, am. Bă! În casa mea! Eu refuz să știu cum arată porcii ăștia. Efectiv, eu nu vreau să știu că fac parte din viața mea. Singura parte bună e că mai sunt așa, se întâmplă să fiu plecat la show-uri și mai sunt pe soția mea să întreb, auzi, ai dat la porci? Asta e maxim. Și cam atât din partea mea, vă mulțumesc frumos! Vida în România! Votați, Viorel Dragul! Bravo! Când o să învățăm și noi, bă, da?